Primesc mesaje în ultima perioadă să vorbesc despre Oscar. Nu înțelegeam, frate, nu-s Leonardo DiCaprio. Deși... Dar mi-am dat seama că vorbeau de fapt de copilul hip-hopăraș care cântă Dulce Românie 2. 2. 2. 2, că poate n-au înțeles 2 și să le arăt 2. Să vă muzica sus, dar întâmpindez probleme că dau numai de bariere. Peste zi, cine ești ca să știu ce vreau de la tine? Zim ce-ți convine ca să știu ce nu-ți convine. Mesajele pe care le-am primit în legătură cu el aveau cel puțin o urmă de ironie. Iar pe YouTube sunt comentarii în care Puștiu e criticat. Că să-și vadă de treaba lui, să se joace cu mașinuțele la 12 ani, că ce știe el, că de ce cântă despre probleme sociale. Mie îmi place, chiar dacă nu sunt de acord cu tot ce spune el. În primul rând, se acoperă de la bun început. E conștient că s-ar putea să nu aibă dreptate. Ce probleme sunt multe și copil fiind mai mult ca sigur o să spun doar aberații pe beat. O idee cu care n-aș fi de acord. În primul rând, sistemul de învățământ e învechit. Lecții ce nu te ajută cu nimic. Fizică, chimie la tine și multe materii. Să-mi văd de școală cel mai prost cine o zice. Mie nu-mi pasă de formule chimice. Da, sistemul e învechit și știu că nu-ți pasă de formule chimice sau de fizică. Nici eu nu înțelegeam de ce trebuie să fac matrice și integrale la matematică și întrebam mereu pe profesor: de ce? De ce? De ce? De ce? Am fost mereu convins că n-o să am nevoie de mai mult de adunare, scădere, împărțire, mulțire și puțină geometrie. Și așa a fost. Dar la fel te vei lovi și de noțiuni minime de chimie și fizică. Ca să dăm un exemplu pentru fizică. Dobitocii despre care auziți la știri că s-au urcat pe tren și au murit curentați deși n-au atins firele. De ce? Pentru că dacă te apropii prea mult de fire încărcat electric la tensiuni mari, se formează un arc electric și te rumenești de tot. Cadă mii de bani, totul e pe dos ca un homosexual. Și apropo, până și că c***ul ăsta e legal. Oare în vis... Nici cu asta nu-s de acord, dar e chestie de toleranță, de evoluție, lucruri care vin odată cu vârsta și înțelepciunea. Adevărat, bus! Că e o diferență. E homosexualii și e homari. Cu homosexualii n-am nimic, boss, că și ei ține cu steaua. Mai bea și ei o bere, mai crape o sămânțe, muncește, vorbește normal. Doar că are mai multul ei acasă decât ceilalți bărbați. Știi cum zic? Treaba lor, măi, la ei acasă. Dar după urmă e homari. Care se dă cu oje pe unghiuțe, are poșetuțe, face așa din mânuțe și merge cu fundul în spate ca niște maimuțe. La ăștia le dau bocanc, te drept. În plus, Oscar se și contrazice. Spune că trăiește într-o țară cu ideologii prea dure, dar le alimentează prin poziția lui față de homosexuali. Poziția la figurat vorbind. Și mai e un lucru cu care nu-s de acord. Deci date criterii, nu sunt mândru că-s român, o mai spun odată. Nu sunt mândru că-s român, o mai spun odată. Dar din nou, are nevoie de mai multă experiență de viață, e nevoie poate să trăiești printre străini, să cunoști românii, să vezi țara, să citești câte ceva despre istorie ca să ajungi să te simți mândru să fii român. Oricum ar fi, la vârsta lui de 12-13 ani, încearcă să spună ceva. Vede lucruri în jurul lui și le trece prin filtrul gândirii lui de copil. Dacă îl va pune cineva să facă piesa Dulce Românie în fiecare an până la 30, ideile se vor schimba de la an la an. Dar a făcut ceva, a scris niște versuri, s-a dus să le înregistreze. N-asta numai pe Facebook sau pe PlayStation, cum fac alți copii de vârsta lui. Adică ce vrei să zici? Că noi nu facem nimic? Că și eu azi am fost la școală? După aia am mai stat puțin să-l băgăm cu capul în canalizare pe crețul ăla pistruia din prima bancă și după aia m-am dus acasă și am ascultat 5 ore One Direction! Mai are de lucrat și trebuie încurajat. Apreciați-l! Pentru că mai sunt și alți copii de 12-13 ani care cântă. Manele. Și în engleză. Mario. Tracataca. Piesa pe care o pun pe repeat este felul în care aș vrea să-l văd pe Oscar la 30 de ani. Doc și Moțu, Doc Quixote. Într-un an de porumb uscat, mamă, de ce nu m-ai scăpat la naștere? Poate ieșeam un pic mai prost, că paștele mamii mele atâta creier n-are rost și moaștele sunt scăpate. Poliția muzicii se oprește aici, vă mulțumesc pentru sugestiile voastre, le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu nu sunt Leonardo DiCaprio. Voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.